Apariția pe lume a oricărei ființe vii este un proces dificil, dar pentru păsări de două ori mai complicat. Pentru a strica coaja, puii trebuie să-și folosească pur și simplu toate puterile. Aceștia se nasc deja obosiți, fără puteri de a se mișca și, pe lângă toate, orbi. La acest moment însă totul abia începe, fiindcă doar unul din 10 va supraviețui. Păsările mănâncă insecte, asta cunoaștem toți. Până atunci, lanțul trofic pare să funcționeze perfect. Până atunci, adică până în momentul în care nu-și bagă nasul furnicile, hrana care se transformă în prădători. Unele specii de furnici chiar nu sunt potrivă să mănânce carne, dar nimeni nu se comportă așa ca furnicile de foc. Aceasta este o specie invazivă care acaparează rapid teritorii noi și atacă cuiburile păsărilor. Și când spun atacă, am în vedere asta în tot sensul cuvântului. Seamănă cu un uragan. Furnicile nu se bagă în cui pentru a alege hrana din resturi. Ele așteaptă până când puii vor începe să iasă din ou, fiindcă doar atunci pot să pună mâna pe cei mai gustos. Galbenușul din ouă le atrage pe furnicile muncitoare și acestea le anunță imediat pe celelalte. Foarte istețe furnicile astea. Este amuzant, dar puiilor nu le este deloc amuzant. Sunt atât de slăbiți și nu au deloc pene. Furnicile de foc pot să-i mănânce de vii. Cea mai nașpa zi de naștere din lume! În regiunile în care există destul de multe furnici de foc și copacii nu sunt stropiți cu pesticide, 22% dintre pui mor, devenind victimele furnicilor. Doar gândiți-vă, 22%, și asta fără să luăm în considerație moartea de la alte cauze. Puiilor nu le trebuie mult ca să-și piardă viața. Prea cald, prea frig, prea umed, puțină mâncare. Sau mama i-a sufocat din întâmplare. Anyway, există multe variante, dar stop! De ce furnicile în general mănâncă carne și au oare o gură atât de mare ca să muște ceva cu ea? Cât de straniu n-ar fi, dar da. Desigur că furnicile puțin probabil să facă față pielii de elefant, dar când merge vorba despre un pui care tocmai a eclozat, nimic greu. Da, vor avea nevoie de mai mult timp decât un prădător clasic, să spunem așa, dar furnicile iau prin număr. De exemplu, ca să mănânce un pește mare, adică un somn, au nevoie de vreo 10 zile. Iar acum imaginați-vă ce repede se vor lămuri cu un pui. Ca de exemplu, să vă arătăm acest video. Furnicile acestea nici măcar nu-s din alea de foc și au nevoie doar de 21 de ore ca de la puiul mort să rămână doar scheletul. Dar probabil că speciile invazive s-ar descurca mult mai rapid, fiindcă atunci când cucerești planeta trebuie să te grăbești. Dacă vă pare straniu că furnicile mănâncă carne și credeți că ar trebui doar să care frunze, iată un fapt care a fost confirmat de numeroase studii. Furnicile mănâncă mai multă carne decât leii și tigrii luați împreună. Ele consumă foarte multă mâncare diversă și fac asta în permanență. Se pare că orice le va merge. Fructe, cremvuști, pui vii, electricitate... Stop, ce? Da, unele furnici sunt atât de atot mâncătoare că pot să consume și electricitate sau ceva de genul ăsta. Furnicile nebune, dintr-un oarecare motiv adoră cablurile electrice. Împreună cu furnicile de foc sunt gata să se bage în stațiile electrice, să trăiască în comutator sau chiar computer. Aveți impresia că PC-ul vostru face niște sunete stranii? Probabil că are o problemă un pic mai delicată, specială să zicem. De obicei, acapararea tehnicii electronice de către furnici are loc într-un mod cam straniu, dar eficient. O furnică atinge un cablu, este lovită de electricitate și corpul acesteia elimină niște feromoni, care cheamă alte furnici. Pe ele la fel le bate tocul și ele, la rândul lor, la fel elimină aceiași feromoni. Și tot așa, și tot așa. Curând există atâtea furnici moarte că sistemul arde și se întâmplă un scurt circuit. Cam la fel funcționează și furnicile de foc. Ele, de exemplu, strică aparatele de aer condiționat sau pompele.
Dar orice aparate care sunt conectate la electricitate sunt în zona de risc. Se cunoaște că ele atacă semafoarele și chiar și pistele de aterizare din aeroport. Desigur că atunci când oamenii au dat de acest haos, au început să se gândească cum să rezolve problema. Desigur că cel mai bine ajută pesticidele. Dar cu ajutorul lor poți să ucizi nu doar furnicile, ci tot ce e viu în jur. De aceea s-au gândit să pună în acțiune muștele. Ele folosesc furnicile ca incubatoare. Atacă rapid, introduc oul rapid, apoi pleacă rapid. Trebuie doar de așteptat până în momentul în care furnicii îi cade capul. E destul de greu să trăiești fără cap, știți voi. Adică, stop, dacă puii nu au bodyguard câteva furnici și atunci sunt condamnați la moarte? Ei cumva pot să iasă din cuib, nu? Adică nu există niciun gard de siguranță, pot să sară peste margine și... Ah, da, gravitația. De fapt, totul nu e chiar atât de simplu. Ca puii să nu sară din cuib de fiecare dată când vor să plece la o plimbare, natura a instalat în creierul lor un program special. Îi apără de moarte, de moarte legată de gravitație. Dar anume asta îi încurcă atunci când cineva încearcă să-i ucidă în patul lor. Nu este de mirare că puii vor să iasă din cuib cât mai repede. Furnicile nu sunt unica lor problemă. Doar pare la prima vedere că în cuib e cald, confortabil și sigur. În cele mai dese cazuri, cuibul e un loc strâmt, plin de paraziți. Unde nu vrei să te afli deloc. Paraziții au diferite boli și dacă puiul nu va evada din casa părinților destul de rapid, riscă să moară din cauza lor. Adăugați aici frații și surorile din cauza cărora este strâmt și în general vine întrebarea, cine va dori să trăiască în așa loc? Ghiciți însă ce se întâmplă cu puii care pleacă prea devreme din cuib și nu au reușit să-și crească niște pene. Corect, cad pe pământ și aici, da, e de vină gravitația. Gravitația asta fără inimă. Ca să-și protejeze cumva urmașii care încearcă să se mute și să scape de paraziți, părinții prind furnicile. O fac atât de bine că aproape scapă de toate, adică de toate care atacă cuibul anume azi. După cum am spus, insectele câștigă prin număr. Nu contează câte furnici va mânca o pasăre adultă azi, mâine vor veni mai multe. Ele sunt de sute și chiar de mii de ori mai multe în furnicarul alăturat. Să aperi cuibul e un job neapreciat. Poate atunci ar merita să construiască cuiburi sigure, din prima. Să nu mă înțelegeți greșit, eu nu sunt expert în cuiburi, dar ar trebui să existe vreo variantă. Cetăți, șanțuri cu crocodili. Sau măcar niște cuiburi pe cactus. Cactus wren sau un soi de pitulici, așa și fac. Ele își organizează locuința nu undeva așa, dar în cactusul sub denumirea de Cylindropuntea bighelovi. Desigur că mai există o denumire mai simplă, ciola. Dacă ați văzut vreodată un astfel de cactus, atunci știți că nu merită să glumiți cu acesta. Niciun prădător nu se va apropia, fiindcă cactusul nu degeaba e numit zburător. Desigur că este doar o legendă că cactusii se aruncă peste oameni. De fapt, dacă te atingi de el, e foarte ușor ca o parte din acesta să se lipească de tine de parcă are un adeziv super bun. Să rup de tine un segment din acest cactus este nu doar foarte greu, dar și foarte, foarte dureros. Dar dacă problema puiilor ar fi doar în paraziți, căldură, frig, foame și o mulțime de alți factori care încurcă să supraviețuiască până în momentul în care prind la pene, ar fi bine. Uneori chiar și cuiburile sunt de vină. Turturica, de exemplu, este campioana la construcția celor mai fragile cuiburi, în cele mai prost alese locuri. Se spune că uneori le fac aluzie oamenilor să le ajute, fiindcă singure nu au cum. Probabil că este a naibii de trist. Faci un cuib, puiul tău eclozează și... Ah, despre cădere v-am zis deja. Dar chiar și cele mai rezistente cuiburi nu vor face față unui vânt puternic. Puiul dumneavoastră a fost suflat de cuib? O situație absolut normală pentru albatroși. Dar dacă va ninge? Vulturii pleșuvi se lovesc deseori de această problemă. Unica posibilitate de a-și salva urmașii este de a-i acoperi cu propriul corp și de a încerca să-i încălzească. Chiar și în cea mai puternică vijelie, mai devreme sau mai târziu aceasta se va termina. Și ce vor face atunci vulturii? Simplu, vor ieși de sub zăpadă.
Prieteni, scrieți-ne în comentarii ce ați aflat nou în episodul de astăzi. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!